Bună ziua! Astăzi am avut ședința Consiliului Suprem de Securitate. Am discutat la această ședință despre măsurile pe care le întreprind organele responsabile pentru a preveni fuga din țară a unor personaje care sunt anchetate în dosare de corupție mare. Pentru a aborda acest subiect, am invitat reprezentanții procuraturii. Din păcate, procuratura este în vacanță și la propriu și la figurat. În pofida faptului că au fost invitați reprezentanții procuraturii generale ai Procuraturii Anticorupție și PCCOX, s-a prezentat doar un reprezentant al Procuraturii Generale. Celelalte două procuraturi nu au fost prezente. Așa cum cunosc cetățenii, avem mai multe situații când personaje responsabile de abuzuri majore, personaje implicate în ilegalități, în acte de corupție mare, au părăsit Republica Moldova, sunt în căutare internațională și vedem lipsă de progrese din partea organelor statului, Republica Moldova, în special din partea Procuraturii, pentru readucerea lor și pentru sancționarea sau tragerea la răspundere acestor oameni. Știm că s-a întâmplat primul episod în 2019, atunci când a fost dat jos regimul lui Plahotniuc, pentru că atunci procuratura era capturată, câteva persoane din gruparea Plahotniuc au reușit să fugă imediat, și aici este vorba despre Plahotniuc, Iaralov, Șor, Constantin Botnari. După aceasta, anumite persoane din această grupare au continuat să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, dar au plecat de curând, și aici mă refer la Andronachi și Kafkaliuk. De asemenea, există o altă grupare coruptă care include oameni implicați în abuzuri și în raport cu care sunt anumite dosare deschise. Am văzut acum că a plecat din țară Platon și noi știm că este o listă lungă de oameni care fac parte dintr-o grupare sau alta, care ar putea să plece din țară în momentul în care nu sunt impuse interdicții de către procuratură. Și pentru ca să nu ne pomenim în această situație, în care suntem în cazul lui Plahotniuc, de exemplu, când procuratura de mai mult de 2 ani nu poate să îl readucă în fața justiției, ca să nu avem aceleași scuze din partea procuraturii, am încercat să aflăm astăzi răspunsuri de la reprezentanții procuraturii ce fac pentru ca să prevină eschivarea, repet, a persoanelor implicate în corupție mare de la fuga din țară. Din ce am aflat noi, procuratura spune că procedurile sunt de vină și că nu pot aplica măsuri de restricționare a deplasării pentru că procuratura vrea să respecte procedurile. Membrii Consiliului Suprem de Securitate au reiterat că toată lumea își dorește respectarea strictă a legii. Și discuția care a avut astăzi la CSS și alte discuții pe care le-am avut pe dosarele de corupție mare au presupus, în primul rând, respectarea legii. Doar că noi nu înțelegem de ce, în cazul unor arestări a oamenilor de afaceri, a profesorilor, de exemplu, procedurile nu încurcă, iar în cazul corupției mari, în cazul acestor dosare de corupție mare și în cazul hoților de bani mari, procedurile încurcă. Nu am primit argumente convingătoare și mai ales informații liniștitoare din partea reprezentantului procuraturii că se vor întreprinde măsuri așa încât cei vizați de aceste dosare de corupție mare să nu poată să se eschiveze de la pedeapsă
să nu fugă din țară. Și acest lucru, evident, este foarte îngrijorător pentru noi. Au fost, în aceste discuții, au fost prezentate informații, s-au exprimate îngrijorări și în raport cu faptul că se raportează de către organele de abilitate tranzacții care sunt suspectate, deci tranzacții frauduloase, și aceste tranzacții financiare nu sunt anchetate până la urmă, iarăși de către procuratură, și respectiv că o problemă mare este și obiectul infracțiunii, nu doar plecarea acestor oameni care sunt anchetați, dar și faptul că banii și proprietățile pe care le-au furat acești oameni sunt în continuare la dispoziția lor, deci acești bani sunt consumați, aceste averi trec dintr-o mână în alta și, respectiv, devine tot mai dificilă recuperarea acestor averi. Am formulat, împreună cu alți membri ai Consiliului Suprem de Securitate, o serie de recomandări pentru Procuratura Generală, recomandări care ar trebui să reducă aceste riscuri despre care am vorbit. Am formulat recomandări care țin de evaluarea riscurilor, de evaluarea activității procurorilor care se ocupă de dosarele de corupție mare, ca să ne asigurăm că acolo nu există proastă intenție, că acești procurori nu le permit de bună voie sau în mod conștient acestor hoți să plece din țară. Dincolo de asta, evident, este foarte importantă și evaluarea eficienței procurorilor. Pentru că ambele aspecte, bănuita participare a procurorilor în actul eschivării hoților și ineficiența procuraturii, sunt la fel de grave. Așa cum spuneam, am formulat mai multe recomandări pe care o să le facem publice astăzi până la sfârșitul zilei, decizia Consiliului Suprem de Securitate, și cel mai probabil o să revenim la acest subiect în timp scurt și așteptăm ca de data aceasta Procuratura să aibă răspunsuri competente la aceste riscuri majore care au fost formulate de Consiliul Suprem de Securitate. De asemenea, așa cum a optat și reprezentantul Procuraturii, sunt necesare modificări ale cadrului legal. Acestea vor fi discutate împreună cu Ministerul Justiției și, dacă sunt necesare, vor fi propuse Parlamentului, astfel încât să se îmbunătățească cadrul legal și să poată să se eficientizeze activitatea instituțiilor Procuraturii. Am discutat și un subiect tangențial, dar care mi se pare important să fie spus astăzi aici, despre ce se întâmplă în Procuratură, despre eficiență, dar nu doar, sau despre lipsa eficienței. Dacă vă amintiți cazul când au fost arestate într-o casă de locuit în Chișinău două telefoane pe problema filării ilegale a unor judecători de către o grupare. Și un detaliu pe care l-am aflat astăzi în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate s-a referit la calculatoarele despre care se discută astăzi în societate și am aflat că a fost decizia PC Cox să nu confiște calculatoarele care au fost găsite la momentul când se investiga gruparea care încerca să fileze un judecător. Respectiv, decizia procurorilor PC Cox a fost să sechestreze doar două telefoane. În același timp, PC Cox a decis că calculatoarele care au fost depistate la locul crimei nu trebuie să fie sechestrate, zicând că ele nu au treabă cu obiectul investigației, înainte ca să se documenteze ce este în aceste calculatoare și ca să poată, într-adevăr,
să facă această concluzie. Are sau nu are treabă conținutul acestor calculatoare cu obiectul investigației? Asta este un element pe care eu cred că trebuie să-l cunoaștem atunci când vorbim despre ceea ce se întâmplă în procuratură. În concluzie, am văzut ineficiență din partea organelor procuraturii în raport cu subiectul pe care l-am discutat. Am exprimat încă o dată îngrijorarea pe faptul că nu se avansează pe anchetarea dosarelor de corupție mare și, bineînțeles, ne-am exprimat disponibilitatea să creăm condiții, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legal, dar e clar că doar îmbunătățirea cadrului legal nu este suficientă pentru ca să avem o procuratură funcțională și eficientă și pentru ca să ne asigurăm că nu se mai întâmplă cazuri de corupție mare și mai ales să ne asigurăm că cei care au fost implicați în cazurile de corupție mare sunt pedepsiți și mai ales banii furați sunt recuperați. Vă mulțumesc! Doamna președintă, vrem să vă întrebăm dacă a fost modificată componența CSS-ului și semnat un decret în privința acestuia și cine face parte, de fapt, acum din componența CSS. Componența CSS-ului o să fie modificată. Astăzi a avut loc ședința în componența veche, pentru că, așa cum spune legea, unele persoane care și-au schimbat funcția timp de o lună pot păstra și o funcție și alta. Dar în timpul cel mai apropiat va fi modificată componența CSS ca să reflecte noua realitate. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță mâine vizita lui Dimitri Cozac în Republica Moldova. Dacă vă veți întâlni cu el și despre ce veți discuta? Președintele Republicii Moldova este responsabil de politică externă sau are prerogative importante pe partea de politică externă și respectiv eu voi avea o întâlnire. La această întâlnire va participa și ministrul de externe și va participa viceprim-ministru, ministrul de externe și viceprim-ministru pe problemele conflictului transnistrian. De asemenea, va participa la această întrevedere, pornind de la domeniile de competență. Ați spus că procuratura funcțională poate fi asigurată doar după ce vom modifica legislația. Vom avea demisii la Procuratura Generală și la PCCOX? Trebuie să avem o evaluare foarte clară a activității procuraturii și a fiecărei procuraturi în parte. Din păcate, avem multe probe a ineficienței și mai avem și suspiciuni în raport cu anumiți procurori. Un exemplu l-am adus un pic mai devreme, când a vorbit despre faptul că procurorii au refuzat să sechestreze calculatoarele care aparțin grupării Platon. Vrem să vă întrebăm astăzi din partea Procuraturii Generale, ați spus că a fost un singur reprezentant în general din partea Procuraturii. Ați spus că sunt într-o vacanță. Același răspuns ați avut și din partea Procuraturii Anticorupției și a PCCOX-ului, că nu s-a prezentat niciunul dintre șefii. Din câte înțeleg, Procurorul General, șeful PCCOX, sunt în vacanță. Procuratura Anticorupție a decis că va fi reprezentată de către viceprocurorul general, care nu a putut să răspundă pe subiecte care țin de competența Procuraturii Anticorupție. Și o ultimă întrebare. Viziunea dumneavoastră, trebuie să urmeze demisii la procuraturile, acele specializate, dar și la generală? Eu mi-am exprimat punctul de vedere. În cel mai bun caz, activitatea procuraturii este anemică. Dincolo de asta, există și suspiciuni că anumiți procurori sunt implicați în protejarea anumitor criminali. Mulțumesc! Bună ziua, Mihaela Diuc, SRTV8. Deci, doamna președintă, din câte am înțeles, se pregătește demisia procurorului general. Nu am spus asta, am spus doar că activitatea procuraturii trebuie să fie evaluată și eu cred că Parlamentul trebuie să lucreze la acest lucru. Exact că există riscul să zic și alți infractori vor fugi din țară. La cine vă referiți? Există o listă lungă de oameni care fac parte dintr-o grupare sau alta. Aceste nume le cunoașteți și dumneavoastră. Ele au fost
investigate în presa de investigație. Aceste nume se cunosc și în organele statului. Bineînțeles, eu nu sunt procuror ca să le pot anunța de aici, dar nu este o noutate. Și dincolo de numele pe care le-am despre care am vorbit aici, oameni care au plecat, există o listă lungă de oameni care fac parte din, în continuare, din gruparea Plahotniuc, care sunt aici, dar care ar putea să plece știind că au fost implicați în multe acte de corupție, și există o listă lungă de persoane care fac parte din gruparea Platon, care la fel ar putea să plece înainte ca procuratura să se apuce serios de lucru. O întrebare legată de guvern. Pe holurile executivului se zvonește că există presiuni din partea noilor miniștri asupra secretarilor, funcționarilor. Dacă ați auzit ceva despre asta și ce părere aveți despre asta? Nu, eu nu am auzit zvonurile de la guvern, de pe holurile guvernului, pentru că nu am mers acolo și nu trebuie să operăm cu zvonuri. Mesajele sunt foarte clare și ele sunt spuse tranșant. Cei care nu au comis abuzuri și care vor să lucreze conștient, cu multă implicare și cu devotament pentru cetățean, sunt bineveniți și pot rămâne. Cei care au fost implicați în tot felul de acte de corupție sau care vor să stea acolo doar ca să-și ia salariul, dar fără să contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor, nu au ce căuta în instituțiile statului. Da, și o întrebare despre certificatele de vaccinare false. Dacă ați fost informată despre acest fenomen și cât de periculos este acest fenomen și ce măsuri se vor întreprinde ca să-l combatem? Este un fenomen foarte periculos. Am citit în presă despre acest lucru. Aștept de la Ministerul Sănătății și nu doar, bineînțeles, și de la organele de frontieră mai multe informații, și eu cred că această fraudă trebuie să fie sancționată foarte dur. Atât. Mulțumesc. O zi bună.